La început de săptămână, primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat că a fost semnat contractul de execuție pentru amenajarea zonei de agrement de pe râul Suceava. Noua zonă de agrement va fi amenajată pe o suprafață de peste 15 hectare și pe o lungime de 1 kilometru. Zona de agrement din lunga râului Suceava va avea o parte pentru activități sportive și una pentru plimbări și divertisment. Contractul de execuție a fost semnat cu asocierea formată din societățile General Construct și Art Peisaj, care au câștigat licitația. Contractul este în valoare de peste 16 milioane de lei, iar termenul de realizare este de 22 de luni de la semnarea contractului. Potrivit primarului Ion Lungu, noua zonă de agrement va fi amenajată pe o suprafață de 15,5 hectare și pe o lungime de 1 km. Și va avea o parte pentru activități sportive și una pentru plimbări și divertisment. Proiectul prevede alei tip belvedere cu granit și vor avea o lățime de 4 metri, alte alei principale tot din granit vor avea tot 4 metri lățime, din care 2 metri pentru circulația pietonilor, iar 2 metri pentru bicicliști. Totodată vor fi amenajate și alei secundare din piatră cubică. Zona sportivă va cuprinde un teren pentru gimnastică aerobică, două locuri de joacă pentru copii, două terenuri de tenis, terenuri de volei și badminton. Zona de promenadă va avea multe alei, dar și o platformă pentru evenimente, unde se vor putea organiza spectacole și alte activități culturale. Zona va avea sistem automat de irigații, sistem de iluminat cu spoturi de iluminare în partea de jos și stâlpi în partea de sus, dar și bănci, coșuri de gunoi și Wi-Fi gratuit.